Păina este unul dintre cele mai consumate alimente de pe masa românilor, însă aceasta ascunde un secret interesant. Un specialist ne explică ce variantă ar trebui să alegem pentru a ne bucura cu adevărat de beneficiile păinii. Pâinea este un aliment de larg consum care nu lipsește din aproape nicio casă. Apare o contradicție însă, pentru că auzim tot mai des că acest aliment ba este bun pentru sănătate, ba ne face rău. Adevărul este că există doar câteva tipuri de pâine care fac cu adevărat bine organismului, iar profesorul Dan Vodnar spune care sunt acestea. Acest produs de banificație poate aduce și nutrienți importanți sănătății, nu doar carbohidrați inutili. Este importantă pâinea, chiar dacă vrem una mai sănătoasă, trebuie să ne concentrăm atenția către făina integrală. Pâine Pâinea albă este de fapt o pâine rafinată. Pâinea cu secară încolțită este bună sau cea cu semințe de in, care trebuie să fie făcută pudră, astfel încât să fie mai ușor de digerat de noi. La pâinea cu maia e o poveste foarte frumoasă. Putem să o facem simplu și acasă. E o procedură întreagă aici, a explicat profesorul Dan Bodnar. Este adevărat că unii oameni consideră facerea pâinii cu maia în casă un proces anevoios, dar specialistul spune că se poate obține acest produs într-un mod foarte simplu. Întărim 200 de grame de făină albă, putem să reducem până la 100 plus 100 de grame de făină integrală, iar peste acest amestec turnăm 200 de mililitri de apă. Le omogenizăm și așa vom obține un amestec de făină cu apă. Acesta este primul pas al pâinii cu maia. O lăsăm la fermentat 24 de ore. Peste 7 zile va avea un miros și gust mai acid. Spre deosebire de drojdia comercială, cea de maia conține drojdii sălbatice care provin din bubul de grâu. Pe 24 de ore, practic, trebuie să îndreptăm jumătate din cantitatea de maia și să adăugăm drojdie din nou. 100 de grame de făină albă integrală și 100 de ml de apă. Dan Vodnar spune că prepară acest produs de câțiva ani buni în propria casă. Astfel știe mereu ce ingrediente cuprinde pâinea pe care o consumă. Pentru pâine adăugăm 200 de grame de făină și 100 de grame de maia, iar în felul acesta obținem de fapt coca, care vine cu multe avantaje, spre deosebire de pâinea clasică. Putem obține o pâine foarte simplă acasă, eu fac de ani de zile pâine acasă, nu cumpăr. Având copii, sunt pâini albe pe care le mai îmbocățim cu 20 5% tărâțe de greu, deoarece cei mici nu acceptă foarte mult acest gust, a mai spus specialistul. Relatează România TV.gro.